Concluzia mare, deci pe toate cele patru blocuri, ar fi că sunt 76% complet realizate, 10% mai degrabă realizate. Asta înseamnă o medie de absolvire, ca să spunem așa, ca la școală, de 8,6 din maxim 10, deci 86%. Această chestiune cu antidiscriminarea a devenit un cartof fierbinte politic, care este politizat foarte mult și care riscă să deraieze tot procesul ăsta, care altfel era mai degrabă tehnic, și să facă atmosfera atât de greu de gestionat aici, încât ar fi fost păcat pentru celelalte lucruri bune care s-au făcut. Recomandarea noastră foarte puternică era să se treacă la faza 2, fără a avea neapărat o lege sau avea o lege perfectă, nu presupune că Moldova scapă de problema asta. Pentru că în faza 2 continuă exercițiile de monitorizare. Deci vom avea experți independenți trimiși de Comisia Europeană care vor veni să monitorizeze și faza 2. Deci oricum nu se va întâmpla să fie ridicate vizele fără o asemenea lege sau fără rezolvarea acestei probleme. Dacă ridicarea vizelor va fi o chestiune iminentă, atunci presiunea pe politicieni să se ocupe de aceste probleme va fi mult mai mare. Deocamdată suntem încă la finele fazei întâi și ei pot spune, nu o să împiedică UE în comisia asta de integritate. Avem chestiunea cu antidiscriminare. De altfel, tema asta este foarte ușor de speculat de politicieni. Și fiecare dintre ei pare așa popular. Am pus aici și niște declarații ușor stupide ale unor politicieni de aici, cer scuze, dar asta este cuvântul potrivit, pe tema asta. Deci a fost așa un fel de festival de declarații anti-gay, dacă vreți. Și tocmai de asta a fost, zic eu, că a riscat ca toată dezbaterea să deraieze partea serioasă a acestei chestiuni, care, într-adevăr, deci dacă vă uitați pe anexa asta, sunt acolo chestiuni care chiar afectează viața populației. Întărirea organelor și regulilor privitoare la traficul de persoane, de pildă, este o problemă cu tinerile din Moldova care ajung să fie traficate în Uniunea Europeană. Am spus mai devreme, reforma Ministerului de Interne, reforma Serviciului de Grăniceri, sunt chestiuni care chiar contează pentru public și politicienii pierd vremea cu declarații de-astea, fiecare care este mai anti-gay.